Cam așa arată omleta mea. A ta cum arată? Un pic de sare și piper. Deci aici avem zira. Aici avem ciuperci uscate. Aici avem usturoi uscat. Liofilizat, vabbè. Aici avem pătrunjel. Mărar. Curry. Peperoncino. Deocamdată mi-e destul atâta. Amestec și să fac și eu o omletă. Dar omleta ta cum arată? Cum arată omleta ta? Că eu o folosesc ca și substrat, ca să-l păcălesc organismul și să-i dau ce-i trebuie. Pe tine cine te conduce? Gustul sau nevoia? Deci cam așa o să arate omleta mea. Mă pun și... Am scăpat un pic mai mult zira, dar na, nu-i rău. O să mă usture!